seara. Ce să spun, în seara asta am câștigat un punct. Mai ales că am jucat o bună perioadă de vreme în inferioritate numerică. Am întâlnit o echipă care a venit, să zic așa, rănită după acel meci cu cântec pierdut cu cei de la FCSB. Sau au avut două zile în plus de odihnă față de noi. Noi n-am reușit să eliminăm entuziasmul meciului cu Dinamo. Un meci care l-am câștigat categoric, dar trebuia să fim dușman cu entuziasmul seara asta. N-am reușit fizic și când am spus de piramidoane și paracetamole, n-am glumit. Sunt singurele cutiuțe care le avem în cabinetul medical și nu putem să ne luptăm cu cei care au susținătoare de efort, care îi ajută foarte mult sau alte genuri de a se recupera. Asta înseamnă să nu poți să te recuperezi, asta înseamnă să nu poți să ajungi 100% la meci. S-a văzut astăzi, fiindcă eu consider că dacă astăzi echipa mea era 100% din punct de vedere fizic, dacă era 100%, consider că, virgulă, câștigam jocul de astăzi. Dar pe mine nu mă afectează acest rezultat de egalitate, chiar mă bucură. Am revenit încă o dată pe locul întâi. Cu 3 puncte astăzi, sau cu un punct pe care îl avem în fața celor de la FCSB, că probabil până la urmă cu ei vom duce lupta pentru primele două locuri, n-am pierdut nimic. Fiindcă dacă noi vom reuși să câștigăm sâmbătă la Constanța și suntem obligați să câștigăm la Constanța, mai ales că domnul Hagi a promis că va juca cu copiii de la Academie și atunci probabil diferența de valoare va fi una destul de mare și vom reuși să ne impunem. La meciul cu cei de la FCSB avem două șanse să rămânem în continuare pe primul loc, anume rezultatul de egalitate sau victoria. Și dacă avem 3 puncte în fața lor, pierzând acel meci, datorită acestui regulament sau acestui campionat care îl copiem din mult încercata Belgie, să nu copiem, ferească Dumnezeu, și câte o bombiță să mai primim de pe acolo, să facem cine știe ce vreo prostie pe aici, iată că ne dă șansa de a rămâne cu un punct și, spre deziluzia mea, momentul în care, dacă ajungem la egalitate de puncte, datorită ajustării a jumătate de punct care ne-a fost dată, probabil pierdem campionatul. Sper să n-ajung să terminăm pe primul loc sau pe locul 1-2 la egalitate cu cei de la FCSB, fiindcă va fi destul de neplăcut să pierzi campionatul după ce ți s-au înjumătățit punctele. Întrebări, vă rog. Dar n-ar fi ciudat în aceste condiții, având în vedere că două victorii le-ați avut în campionat, deocamdată o înfrângere, dar dacă ar putea fi egal, să aveți palmares pozitiv că ei să pierdeți campionatul pentru o astfel de ajustare? Ar fi ciudat, se poate întâmpla, nu știu ce să spun. Acum mai sunt jocuri de jucat, vor juca și ei cu Dinamo. Noi am jucat astăzi, ați văzut, cu o echipă care și-a vândut foarte scump pielea. Toată lumea spunea că, vezi, Doamne, Astra va avea jocuri amicale, că vine Eddie, că vrea să se răzbune, să bage echipa a doua, că, vezi, Doamne, ce s-a întâmplat cu Steaua sau ceva de genul ăsta. Eddie și-a apărat corect șansele, eu îl felicit pe această cale, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care are România în momentul de față și nu am ce să câștig de la el, deci nu mă interesează să mă ajute cu nimic în acest play-out, fiindcă îl vedeți și dumneavoastră cum își dă viața. Și tocmai de asta spun că a fost un punct câștigat, am întâlnit o echipă care pasează foarte bine, o echipă care a fost lăsată să joace de data asta, adică a fost un arbitraj senzațional în opinia mea, chiar dacă am avut jucători eliminat, îl felicit pe Sebastian Colțescu, a făcut, cred că, un joc extraordinar și cred că domnul Argăseală nu mai avea niciun motiv ca săptămâna asta să organizeze incogito așa repede un comitet executiv și să propună cine știe ce. Alte întrebări, mai sunt? Credeți că în acest moment a spus înainte de conferință că Steaua are 90% șanse sau alte echipe au 90% șanse, Astra are 10% șanse, tot așa rămân procentajele sau
Nu numai cu cei de la FCSB 90%. Eu spun că noi avem 10% șanse să câștigăm campionatul. Șanse să câștige campionatul are și Pandurii. Dacă Pandurii câștigă tot până la sfârșit, ce se întâmplă? Dacă Dinamo îi bate pe Steaua și câștigă tot până la sfârșit, iară Steaua, scuzați-mă, Steaua era anii trecuți pe FCSB, ce se întâmplă? Deci, adică se poate întâmpla orice. Toată lumea are șanse la campionat. Ai un parcurs de 4-5 meciuri în care câștigi tot, cum au cei care i-am pronunțat mai devreme, se poate întâmpla să câștige campionatul la pas, fiindcă, vedeți, noi ne încurcăm, între noi jucăm, se pune problema, iar ceilalți câștigă, sunt foarte bine pregătiți, chiar dacă după minutul 80, chiar dacă mai cu Narcisa Lecușeanu, mai cu se mai întâmplă cu câtul adițional, astăzi am rămas și surprins, așa că n-am avut adiționali. A avut singurul meci. Meciul de locul 2 cu locul 3, locul 2 cu locul 3, un meci care se decide probabil a doua formație care să joace în Champions League și nu se dau adiționali. Deci este incredibil așa ceva, pe cuvântul meu de onoare. Dar ce să mai... Ne mai mirăm de ceva? Apropo, mâine sunt la Comisia de Disciplină, dacă vreți să veniți după mine pe acolo, că sigur voi fi suspendat. Datorită gesturilor obscene care le-am făcut multora dintre suporterii FCSB-ului de la Pitești, un oraș care mi-e atât de drag. Și probabil voi fi suspendat, pe când un alt jucător de la FCSB, care va fi noul număr 10 și bibeloul țării românești în momentul de față, n-avem voie să-l atingem, dar probabil el a avut degețelul mai mic decât degețelul meu, cu toate că mie mi-a încăput în gură, el l-a avut mai mic și... Nu știu, poate că am înțeles, a trăit la țară, când a tăiat lemne, probabil și a retezat din el și nu va fi chemat la comisie. Dar asta e viața. Mergem înainte și vedem. Ne ducem cruce așa cum e. Mai au 5 etape și vor scăpa de bine. 5 etape mai au și nu-i va mai chinui. Dar 5 etape o să-i chinui, v-am zis eu, până îmi dau și 5 ani din viață ca să-i chinui. Nu știu dacă 5 etape, nu, asta ar fi culmea să fiu suspendat 5 etape. Dacă vei fi suspendat, vei face o ședință tehnică la pauză aici în fața vestiarelor, pentru că așa au făcut cei de la fanta. Eu n-am făcut, când am fost suspendat, n-am făcut așa ceva, fiindcă dacă faci astfel de lucruri, mi s-a spus că vei fi suspendat iară, n-ai voie să iei contact cu echipa. Deci nu se poate nici să intri în cabină, nici să-i chemi undeva, nici eu n-am făcut când am fost suspendat. Eu anul ăsta n-am fost suspendat, am fost la Chiașna și mi s-a atras atenția că nu am voie să mă apropii de echipă. Nu știu cine a făcut lucrul ăsta. De s-a apropiat. Îmi pare rău pentru Edi dacă a făcut, dar a greșit. Dacă sunt imagini sau ați văzut dumneavoastră, n-avea voie să facă lucrul ăsta, mie îmi pare rău pentru el. Da, nu e nicio problemă dacă îl mai suspendă, că îi merge bine în tribună, n-ați văzut, bate pe toată lumea. Eu n-am putut să-l bat niciodată. Dar consider că ar trebui să fim un pic mai îngăduitori și dacă se va întâmpla ca mâine să fiu suspendat pentru acel deget băgat în guriță, promit că mă voi duce și am pe cineva la chirurgie plastică și cu tot riscul voi încerca să-mi retez un pic din degetul mijlociu. Da, în acest joc, chiar și înainte de a avea superioritate numerică, ne-am creat ocazii, din nefericire n-am putut să le fructificăm. Am avut ocazii și în repriza a doua nenumărate și de asemenea n-am reușit să înscriem și de aceea considerăm că am pierdut astăzi două puncte. Ședința tehnică de la pauză? Nu cunosc despre ședința tehnică, eram ieșit pe teren. Mai greu fără ei, cât de greu este fără... Normal că este greu fără antrenorul principal, care poate să transmită grupului totul, de la partea motivațională și până la partea tehnico-tactică, este incredibil de greu și nu cred că, așa cum vedem, pentru niște simple aplauze să fie nedrept trimis în tribună. Jucătorii spuneau la zona mixtă acum la final că abia așteaptă finalul campionatului pentru a-și depune memorii, pentru că nu au mai venit salariile de foarte mult timp. Cât de greu este astfel să-i motivați în aceste condiții și pentru următoarele 5 etape? Este normal să fie greu, pentru că ei și-au făcut datoria până acum, au avut un parcurs bun de campionat, bineînțeles că s-au luptat pentru fiecare punct care l-am câștigat pe teren și e normal ca pentru activitatea depusă să fie retribuiți.
Normal că fiecare este liber să facă ceea ce dorește și nu cred că se poate opune cineva. Mai aveți șanse la titlul acest moment? Din fericire, astăzi am pierdut 2 puncte și dacă reușeam să le câștigăm, intram din nou în calculele primelor 3 locuri. Noi vom încerca în cele 5 etape care mai sunt de disputat să acumulăm puncte și la final vom vedea pe ce loc ne putem clasa. O remiză care ajută pe cine? Care ne ajută pe noi. Orice punct câștigat, la un moment dat, te poate ajuta în economia campionatului. Atunci, cât e prioritatea numerică? Băieții au muncit exemplar. A doua repriză au fost extraordinari și merită felicitat din tot sufletul. Totuși asta... Nu știu dacă a meritat. Dacă arbitrul i-a dat 2 galbene, înseamnă că pe undeva a fost și greșeala lui. Totuși asta are probleme acasă, nu reușește să-și câștige toate meciurile. Este o problemă mare în vederea câștigării titlului? Astra nu are nicio problemă acasă. După câte ne amintim, în meciurile din play-off am câștigat 2 meciuri pe teren propriu. Deci nu avem nicio problemă. Pur și simplu am jucat în 10 oameni din prima repriză. A fost foarte greu, n-aș putea spune că am făcut cea mai bună partidă astăzi, dar în același timp jucătorii merită felicitați pentru efortul pe care l-au depus în această seară. Până la urmă, de ce s-a demutat și unică în asta, arbitrul? Eu consider că nu au fost greșeli flagrante de arbitraj și nu sunt eu în măsură să vorbesc de arbitraj. Mâine, la ce vă așteptați de la Comisia de Deci? Nu știm, avem un avocat care se ocupă de acest caz. Eu sper să rămână pe bancă, pentru că această echipă are nevoie de Marius Șumudică pe bancă și nu neapărat echipa, fotbalul românesc are nevoie de un om și de un antrenor ca Marius Șumudică. A demonstrat-o și în această seară, dacă mai era nevoie, a demonstrat că este un antrenor foarte bun, s-a închis foarte bine, jucătorii au respectat întocmai ceea ce le-a cerut Șumi și eu îl felicit și pe el și întreaga echipă. Ați dezamăgit după ce mai repriza a doua s-a avut câteva ocazii mari? Da, sunt, n-aș putea spune că sunt foarte bucuros. E adevărat, dacă la începutul jocului știam că vom face egal, era un rezultat rău, ținând cont că jucăm cu una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, dar am jucat o repriză cu un om în plus. Și mai mult decât atât, la 11 am avut foarte multe ocazii. Echipa a jucat foarte bine încă de la început. Felicit abordarea tactică impusă de Edi și de asemenea modul cum au intrat băieții în teren. Din primul minut, echipa a arătat că a venit aici să joace fotbal și să încerce să câștige. Din păcate, lipsa de concentrare la finalizare ne-a costat. Remiza asta pe cine ajută mai mult? Probabil că ajută Steaua, dar este important că am luat un punct. De asemenea, aș vrea să felicit brigada de arbitri. Au fost multe comentarii înaintea acestui meci. Este bine că experiența și-a spus cuvântul și, după părerea mea, a arbitrat fără greșeală importantă. Așa că, din punctul ăsta de vedere, e un câștig, nu mai vorbim de arbitraj. Nu mai văzut de mult o ședință tehnică la pauză în parcarea unui stadion. Da, încercăm să ne adaptăm situații. Vă dați seama că nu ne e plăcut deloc să folosim inventivitatea pentru a face conexiunea dintre antrenori și jucători. Sper să nu mai avem parte de multe astfel de situații. Nu e nimic ilegal sau neregulamentar, pentru că eram în afara clădirii vestiarului, dar e o situație inedită care probabil va face senzația ziarelor. Crezi că cu Edi pe bancă rezultatul era altul? Nimeni nu poate garanta acest lucru, dar cred că multe dintre momentele importante ale jocului erau într-un alt mod abordate, pentru că știu ce le cere Edi jucătorilor. Au fost ușoare momente de relaxare, asta și datorită superiorității noastre. Am lăsat senzația că este bun și egal. Din păcate, nu este de ajuns egalul și de aceea suntem puțin supărați, dar peste toate, eu încă o dată felicit jucătorii, au jucat foarte bine și au ținut în șah
probabil echipa care se bate până în ultima etapă pentru câștigarea campionatului.